Vă salutăm din studioul nostru. Andreea din Germania, o tânără de 24 de ani, relatează. Cu câteva luni în urmă, am lucrat ca terapeută la un azil de bătrâni al Crucii Roșii Germane. În timpul petrecut acolo am fost martor celor mai rele maltratări care au adus după sine moartea. Nu puteam deloc să prelucrez lucrurile cu care eram confruntată zi de zi. Iar când povesteam că bătrânii erau de multe ori victime ale violării de către personal sau că erau cadavre ținute peste două zile în camere cu acces comun la temperatură de peste 25 de grade, nu eram deloc crezută. Am simțit că această stare deplorabilă trebuie adusă la lumină, dar toate căile interne de comunicare au fost blocate. Pentru binele pacienților mei și al membrilor lor de familie, care deseori erau speriați, m-am aflat dintr-o dată între două fronturi. Un critic al asistenței medicale pe care l-am cunoscut întâmplător mi-a explicat că azilul primește bani pentru persoanele cu grad de îngrijire ridicat, pentru că acești seniori au nevoie de mai mult sprijin. O refacere, reabilitarea pacienților, cu sensul de restaurare, ar fi un rău pentru afaceri și nu este deloc dorit. Mie mi-a devenit clar, cu cât lucrez mai bine, cu atât produc mai multe neplăceri. Puțin mai târziu mi-a fost cerută demisia, însoțită de amenințări, cu toate că pacienții au fost foarte mulțumiți de mine. După mai multe controle din partea statului, am obținut ca votul meu de împotrivire să fie făcut public. Ulterior, s-au alăturat mai mulți luptători pentru dreptate, care mi-au mulțumit pentru sacrificiul meu. Dar deoarece Crucea Roșie a încercat să îl salveze prestigiul prin banalizare și defăimare, nimeni nu a vrut să mă angajeze. Descurajată și nesigură, am început eu însumi să pun la îndoială totul, ceea ce însă mi-a provocat o mânie sfântă și adâncă. M-am încins cu adevărul și am vorbit în vânt. Nu cei drepți, ci cei nedrepți sunt cei care vor cădea și cinstea celor drepți o restabilești tu, Dumnezeu. Printr-un nou contact am primit o adresă de mail din cercurile de conducere ale Crucii Roșii. Le-am scris o scrisoare și am arătat cum s-a petrecut totul. Aflasem că această persoană nu voia să riște locul de muncă prin a-mi da mie dreptate, dar eu am provocat-o să urmeze exemplul meu umanist împotriva oricărei lăcomii de bani și am îndemnat-o să urmeze Codexul Ordinii Crucii Roșii. O săptămână mai târziu am primit o scrisoare de la acest fan al meu în care mi-a transcris că toți cei răspunzători de rel, inclusiv cei care au vrut să facă mie rău, au fost dați afară sau pedepsiți, iar azilul se află el însuși în prag de faliment. Dar Dumnezeu a făcut și mai mult. Eu am primit o ofertă de serviciu într-un centru terapeutic, nu departe de mine, în sfera specializării mele, pe poziția de conducere și cu un salariu mare. În plus, am primit invitația ca în februarie să fiu primit în Parlamentul Landului din Bayern pentru a cunoaște personalități înalte. Cel mai frumos este faptul că aceste contacte rezultate din toate acțiunile care nu mai puteau crede în biruința dreptății nu au fost dezamăgite de ceea ce le-am promis la început. Veți vedea, dacă până acum osteneala voastră a fost zadarnică, acum se va schimba acest lucru, pentru că de acum dreptatea nu va mai fi lezată. Acum stăpânește lumea nouă. Vă mulțumesc pentru atenție!